evenimentale zilei. Șef de la interne, Gabriel Oprea, este acuzat de ucidere din culpă în cazul morții polițistului Bogdan Gigină. Agentul a căzut într-o groapă cu motocicleta anul trecut, în timp ce se afla în coloana oficială a lui Oprea. Un doctor român este acuzat că și-a împușcat fosta iubită și pe soțul acesteia, ambii din Ungaria. Suspectul a fost prins în armată pe o stradă din Cluj. Și a dat o dovadă despre cât de mică este lumea. Un tank al rebelilor curs din Siria are o plăcuță cu numere de matriculare din București. Mâine la ora 19, o seară minunată vă doresc.